fac și ziua de mâine a Sfântului Ie de Zita. Și dacă noi ne vom întâlni în fiecare an măcar pe 19 iulie, această flacără a proiectului de a solicita canonizarea Sfântului ar putea să devină un rug cu adevărat aprins. Vă mulțumesc! Până când ne pregătim vocile să cântăm cu bine se cu adevărat de încheiere, vreau să mulțumim organizatorilor, domnului Bogdan și curții brâncovenești. Știu eu că sunt inițiatorii acestei conferințe și mi-am adus aminte, auzindu-l pe părintele Cezar vorbind despre părintele Arsenie, tot cuvintele părintele Arsenie care spunea că mari mai sunt Sfinții Părinți și mai spunea încă un lucru, cuvintele părinților au putere de canoane. Dacă am primit un cuvânt de la un părinte și mai ales de la părintele Arsenie și vom ține cont de el, sigur ne va fi de folos prin mântuirea noastră. Trebuie să le primim cu toată credința să le ducem, deși uneori avem neputința de a le înțelege pe moment, dar să ținem cont de ele și să căutăm să le împlinim, sigur ne vor aduce folos. Cântăm cu bine se cu adevărat și referitor la propunerea părintelui, cred că ar trebui să organizăm, dacă nu mai des, măcar de două ori pe an, ziua aceasta a plecării, mutării la domnul părintelui Arsenie, dar și alte zile din an, astfel de conferințe și să invităm și din părinții din alte eparhii care l-au cunoscut, pentru că sunt sigur pentru fiecare dintre cei care au călcat pragul s-au petrecut ceva minunat, ceva care, prin care părintele poate fi cinstit și recunoscut ca valoare duhovnicească, așa pe cum spunea părintele Arsenie, părintele Cezar, că părintele este în împărăția lui Dumnezeu Sfânt.